Politehnica Iași se va duela în dalul Copoului cu un nou adversar cu pretenții la promovare. Universitatea Cluj, fosta echipa lui Costele va ajunge la Iași pentru partida aferentă etapei cu numărul 4. Antrenorul al balbaștilor pleacă la drum încrezător. Din punctul meu de vedere, am crescut în fiecare joc câte puțin. E nevoie de o creștere bruscă și rapidă la echipa noastră. Avem nevoie de rezultate bune, de confirmări pentru munca pe care o facem și de încredere. Cred că cel mai bun medicament pentru a ne crește încrederea e un rezultat pozitiv în jocul de sâmbătă. Mai exact, Costelena își dorește ca echipa sa să câștige meciul contra Universității Cluj. Păi, întotdeauna o suplicăm cu victoria în minte, indiferent cu cine jucăm și cu Real Madrid dacă am jucat, ne-am gândit, poate e ziua lor cea mai slabă, noi norocoși azi prindem o zi fantastică, ne autodepășim și vrem victoria. Așa trebuie să gândim și acum. Uh, e spiritul de sportiv, mereu te gândești că poți câștiga. Meciul dintre Politehnica Iași și Universitatea Cluj va avea fluierul de start sâmbătă la ora 16.